Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit la jurnalul Gorj TV. Peste 20 de sindicaliști au venit în această dimineață la Târgu Jiu să discute cu directoratul complexului energetic Oltenia în legătură cu noua organigramă a companiei și cu programul de reorganizare. Personalul este îmbătrânit, tineri pregătiți să le ia locul celor care vor fi concediați nu sunt, iar în multe zone angajații sunt foarte solicitați și trebuie să facă față unui volum mare de muncă. Pentru că Sorin Boza, președintele directoratului, nu a fost astăzi la Târgu Jiu, liderii de sindicat au fost invitați la discuții cu Daniel Antonie și Laurențiu Ciobotărică. Aproape două ore au discutat liderii de sindicat cu cei doi membri ai directoratului. Reprezentanții salariaților companiei au avut mai multe doleanțe, însă cea mai importantă este că au solicitat transparență în privința planului de reorganizare a companiei. S-a tot bătut monedă pe restructurarea TESA. Noi, ca și federație, dorim o astfel de restructurare, dar într-un cadru normal, adică să spunem, domnule, astea sunt atribuțiile care trebuie îndeplinite de numărul X de personal, că e la nivel central, că e la nivel de zone, și funcție de asta stabilească numărul respectiv. Și am primit promisiunea că se va stabili numărul acela care e 300 și pe entități, câte la bază, cât este la nivel central. A doua chestiune, tot legată de procesul de restructurare, de concediere colectivă, este lipsa unei comunicări corecte cu partea de jos a companiei, cu unitățile miniere, cu sucursale. Deci sunt foarte multe chestiuni care nu se cunosc. În schimb, au primit promisiuni că totul va fi făcut cu știința lor. Ne-am spus și noi doleanțele față de dumnealor și urmează să se ia în analiză ceea ce noi le-am transmis dumnealor și care noi considerăm că sunt măsuri care nu au nimic de a face cu realitatea și care considerăm că ar putea să blocheze activitatea la subunități. E vorba de pe anumite departamente unde, deși volumul de muncă este destul de mare și cu un număr de 4 persoane nu se făcea față, erau nevoiți să fie aduși sâmbătă și duminica la lucru, acum doresc să lase 2 persoane cu același volum de muncă. Vă dați seama că nu este posibil să se întâmple acest lucru. Nu a fost singura problemă dezbătută la ședința ad hoc de la CEO. Încercăm ca împreună cu domnul director Antonie să găsim o modalitate concretă, așa încât să nu modificăm structurile care sunt funcționale. Pe activitatea de intervenții la carierele din Motru avem performanță, avem timp de staționare din motive de mentenanță sub 2% și de aceea considerăm că modul de organizare existent este unul viabil și vrem ca să menținem, adică nu suntem de acord cu dislocarea oamenilor de la carieră numai ca să vină la intervenții la cele două cariere din altă parte. Sindicaliștii susțin că în urma reorganizării producătorului de energie există riscul ca activitatea să fie blocată în unele puncte de lucru. Toți membrii directoratului și cei din Consiliul de Supraveghere vor fi informați de solicitările liderilor de sindicat. În plus, angajații CEO așteaptă să vadă clar și numărul de persoane disponibilizate pe fiecare unitate în parte. În total, 1000 de persoane ar urma să fie disponibilizate. Începând cu 1 mai, ar urma să fie concediați colectiv 1000 de oameni, din care 649 sunt muncitori, 351 TESA. Toate aceste persoane vor participa la serviciile de preconcediere pe care le vom organiza, de comun acord cu conducerea complexului energetic Oltenia. Așteptăm să ne transmită notificarea finală și să vedem exact cum sunt, câte persoane sunt pe fiecare subunitate în parte și de comun acord vom face un plan de deplasare la subunități pentru acordarea serviciilor de preconcediere. Cei care vor fi concediați vor primi plăți compensatorii, venituri de completare și ajutor de șomaj. Există de asemenea posibilitatea ca salariații să solicite plecarea din companie. Așa pot primi 9 salarii compensatorii. O eventuală numire a lui Gabriel Giorgi în directoratul Geoltenia și susținerea publică anunțată de liderul PSD Gorj au agitat apele în rândul angajaților, dar și pe scena politică din Gorj. Unii lideri ai sindicatelor din Geo vor ca viitorul director să nu fie promovat pe criterii politice, ci performanța să-l recomande. Alții s-au resemnat deja. Știu că nu este corect, însă spun că s-au obișnuit ca politicul să facă legea.
Primii care au luat foc la auzirea veștii că Gabriel George este susținut pentru o funcție în directoratul CEU au fost liberalii. Dan Vâlceanu a declarat că și Laurențiu Ciurel ar fi pregătit să revină în cadrul companiei. Se urmărește politizarea complexului și crearea unei majorități a PSD în CEU, susține Dan Vâlceanu. În primul rând am constatat că cei de la PSD nu mai au nici măcar o urmă de decență. Și vorbim de decență față de gorjeni, în primul rând. Pentru că, așa cum știți, complexul energetic Oltenia este, până la urmă, coloana vertebrală a economiei acestui județ. Ori în condițiile în care vrei să aduci membri în directorat, două persoane care s-au făcut cunoscute prin jigniri la adresa salariaților complexului energetic Oltenia, spunând despre aceștia că-s bețivi, chiulangii, și că ar trebui să care cărbune cu plasa, nu cred că se mai pot califica pentru o asemenea funcție. Al doilea lucru pe care vreau să-l reiterez este faptul că prin această mișcare, de fapt, PSD încearcă să obțină majoritate în directoratul Complexului Energetic Oltenia. Sindicaliștii sunt de părere că viitoarea numire va fi asumată de Consiliul de Supraveghere. Așteaptă totuși să vadă ce activitate va avea George. Șeful Minpres a războit însă cu sindicatele și cu angajații companiei în anii trecuți când erau organizate proteste la Târgu Jiu. Atunci când se selectează cineva în directorat, Consiliul de Supraveghere trebuie să-și asume o astfel de chestiune. Și nu sindicatele pot să aibă o astfel de părere. Nu pot să am o idee preconcepută despre un om atâta timp cât nu știu și nu văd activitatea sa managerială pe postul respectiv. Și vă aduc chiar așa amintea mie oră despre domnul Ciurea. Știți foarte bine că federația noastră nu a comentat vis-a-vis de activitatea domnului Ciurel decât după ce acea activitate care a fost așa cum a fost pusă în practică. Domnul George comenta despre activitatea dumneavoastră ca și federație. Spunea că s-au făcut prunele, a ieșit zeamă și acum aveți energie la protestele pe care le-ați în trecut. Eu cred că domnul George a plătit acele spuse cu rușini de sat. Cred că a fost o exprimare nefericită din partea dumneavoastră, pe care o să o atârne după dânsul an mulți acum. Alții s-au resemnat. Știu că politicul este implicat în toate zonele. Nu comentez, nu mi-aparține decizia cu privire la numirea în directorat, dar o să rezerv dreptul de a comenta după ce se vor implementa aceste lucruri. Dar e corect să se implice politicul? Doamne, spuneți-mi și mie ce este corect în țara românească. Spuneți-mi un lucru corect. Dacă l-aflați dumneavoastră, să mi-l spuneți și mie. Într-o declarație publică, senatorul Florin Cârciumaru, președintele PSD Gorj, a confirmat că Gabriel George are susținerea PSD dacă își va depune candidatura și va fi selectat pentru o funcție de membru în directoratul CEU Oltenia. Ion Călinoiu a fost condamnat definitiv la 4 luni de închisoare cu suspendare. Fostul președinte al Consiliului Județean a fost judecat pentru fals în scrisuri în formă continuată. Chiar și cu o condamnare finală, Călinoiu este susținut pentru o funcție de conducere. Senatorul Florin Cârciumaru i-a deschis mai multe uși și l-așteaptă să decidă ce post își dorește. În continuare, Călinoiu îl consiliază pe actualul președinte al Consiliului Județean, Cosmin Popescu. Sentința care a fost dată în primă fază de judecătoria Târgu Jiu de condamnare cu suspendare a rămas definitivă la Craiova. Este vorba despre o pedeapsă de 4 luni de închisoare cu suspendare. A primit de asemenea un termen de supraveghere de 2 ani. În fața instanței, Ion Călinoiu a susținut că se face vinovat de nedeclararea sumelor, însă nu a avut niciodată intenția de a-și acoperi presupuse încălcări de lege. Sumele de 600, respectiv 800 de lei au fost insesizabile, susține el, ca sporirea veniturilor. În următorii 2 ani, fostul președinte al Consiliului Județean are mai multe obligații: să se prezinte la serviciul de probațiune Gorj la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa, să anunțe în prealabil schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea, să comunice schimbarea locului de muncă, să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. În ciuda acestei condamnări penale, Ion Călinoiu este susținut de fostul său partid. Liderul PSD Gorj, Florin Cârciumaru, face în continuare eforturi pentru a-i găsi un post călduț la Târgu Jiu sau chiar la București. Călinoiu are mai multe variante în prezent. Domnul Călinoiu s-a decis pe ce funcție? Nu știu. Deocamdată este o hotărâre pe care o va lua dânsul.
Ion Călinoi a renunțat la PSD în decembrie anul trecut, când a decis să candideze din postura de independent la alegerile parlamentare. Numărul voturilor pe care le-a primit a fost dezamăgitor. A obținut mai puține voturi chiar și decât primarul din Bustuchin, Ion Ciocea, și el candidat pe cont propriu la alegerile parlamentare. Jaf armat cu luare de ostatici în centrul orașului a fost una dintre simulările pregătite astăzi de jandarmii gorjeni la marcarea aniversării cu numărul 167 a jandarmeriei române. Piața prefecturii a fost împânzită de jandarmi, dar și de curioși care au aplaudat după fiecare misiune dusă la bun sfârșit. Nu au lipsit împușcăturile, grenadele sau petardele și nici exercițiile de luptă ori dresaj. Liniștea din piața prefecturii a fost guduită astăzi de sute de jandarmi care au pregătit misiuni speciale de ziua lor. De departe, cea mai atractivă a fost cea în care au trebuit să prindă doi hoți după ce aceștia au dat lovitura la un bancomat situat în centrul orașului. La fața locului ajunge un negociator de la Inspectoratul Județean de Jandarmi, însă hoții nu acceptă niciun compromis. Singura opțiune rămâne pentru echipajele de jandarmi intervenția în forță. Oamenii legii au împânzit instituția prefecturii și au început atacul. Jandarmii intră în clădire și reușesc să prindă hoții și să elibereze prizonierii. Ele sunt marcate cu un tip de cenguri, pentru că la momentul ăsta nu cunoaște care sunt acolo, care sunt persoane luate ca otate. Urmează să fie conduse la punctul de fiere și stabilirea identității ăsta. Scenariile au fost respectate pas cu pas, iar copiii au fost cei mai impresionați de desfășurarea evenimentelor. Chiar dacă s-au speriat când au auzit focurile de armă, micuții aproape că s-au decis ce vor să fie atunci când vor crește mari. Jandarmi! Frumos! Mi-a plăcut! Mi-a plăcut că mi-a tras cu pușca! Și... Nu! Nu m-am speriat! Fain! Ce ți-a plăcut cel mai mult? Când am împușcat. Și când i-a prins pe ea. Te-ai speriat vreo pic? Da. Când au tras cu pușca. Momentul a fost urmat de exerciții de kata. Acțiunile au fost realizate împreună cu gruparea de jandarmi mobilă Frații Buzești Craiova. Am organizat numeroase activități și surpriză pentru comunitatea locală în piața municipiului Târgu Jiu, din județul nostru. Astfel am pregătit numeroase exerciții demonstrative de luptă corp la corp, de kata, procedee de autoapărare, exerciții demonstrative în care au fost utilizați câinii de serviciu având diferite scenarii, numeroase ateliere interactive și standuri de prezentare a tehnicii utilizate în misiuni, dar și a autospecialilor folosite în aceste misiuni și alte numeroase surprize. Mâine, tot pentru a marca ziua jandarmeriei, va fi acțiune fără desfășurare de forță. De la ora 10:45, târgujenii sunt invitați pe insulițe să-i vadă pe cercetașii de câmpie și Doina Ghițescu din cadrul ansamblului artistic Ciocârlia al Ministerului Afacerilor Interne. La Târgu Jiu ne place să desenăm zebre pe asfalt. Mai multe treceri de pieton au fost înființate în locuri unde nu este nevoie. Explicația halucinantă a municipalității dau bine. Un exemplu este o trecere de pietoni supranumită de localnici zebra pentru veverițe, pentru că duce dintr-un pom în altul. Anul trecut primăria a promis desființarea ei, însă aceasta a fost marcată din nou în această primăvară.
La Târgu Jiu, trecerile de pietoni sunt făcute doar pentru a arăta frumos strada. Așa susțin autoritățile care au înființat astfel de treceri în zone în care nu este nevoie. Cu ceva timp în urmă a existat o trecere de pietoni acolo, acum nu mai există, însă datorită faptului că vopseaua s-a învechit și era un aspect urât, s-a repopsit pentru aspect. Oamenii cred însă altceva. Văd unele treceri de pietoni doar ca niște obiective pe care să fie cheltuiți bani inutil. Un exemplu este o trecere de pietoni înființată într-un spațiu pietonal. Banii trebuie cheltuiți. Trebuie cheltuiți, nu? Vopseaua. Ce facem cu ei? Nu contează. Ce să cheltuie? Bani să fie. Marcăm peste tot. Da, să fie marcat frumos, jalonat, marcat frumos. Și trecerea de pieton creată parcă special pentru veverițe, așa cum au numit-o trecătorii din Târgu Jiu, a fost din nou marcată. Ea duce din pom în pom. Deși autoritățile au promis în urmă cu un an că o vor dezafecta, aceasta a fost marcată din nou, deși se pot găsi soluții pentru a fi marcată în apropiere, iar pietonii să traverseze fără să se lovească de copaci ori indicatoare rutiere. Pomii trebuie să rămână aici unde sunt, pentru că e greu să pui un copac. Semnul cred că ar trebui dublat. Deci e un semn pentru cei care coboară către primărie și în partea cealaltă nu se vede. Dar se vede marcat. Poate o măsură bună ar fi dublat semnul de trecere de pietoni. În următoarea perioadă, odată cu derularea investiției de la sala sporturilor, se va modifica și intersecția cea are prevăzută trecerea de pieton de care vorbiți dumneavoastră. Astfel se va crea un sens giratoriu care va modifica întreaga structură, cea din pom în pom din zona din apropierea sălii sporturilor. Reprezentanții primăriei n-au putut preciza cât au cheltuit inutil pe aceste treceri de pietoni. În plus, orașul a fost împânzit de sensuri giratorii. Tot în cadrul lucrărilor de curățenie de primăvară, angajații primăriei au plantat flori în jurul mausoleului Ecaterinei Teodoroiu, chiar dacă acesta are de fapt nevoie urgentă de reabilitare, fiind plin de crăpături. Dan Vâlgeanu are contracandidat la șefia organizației județene. Nicu State, liberal de doar câteva luni, a decis să intre în competiție împotriva deputatului. State a depus candidatura de săptămâna trecută și se bazează pe voturile liberalilor nemulțumiți de cum a condus până acum partidul Dan Vâlgeanu. Nu o să ies la pensie din funcția de președinte, însă știu pe ce mă bazez când intru în cursă, a declarat la Radio Târgu Jiu liderul PNL Gorj. Nicu State a explicat pentru Radio Târgu Jiu care au fost motivele care l-au determinat să intre în competiție împotriva lui Dan Vâlceanu. Deși a fost criticat în repetate rânduri, nimeni nu s-a ridicat împotriva liderului PNL Gorj. State vrea să ia voturile celor care sunt dezamăgiți de Vâlceanu și care îl consideră singurul vinovat pentru rezultatele slabe înregistrate la alegerile de anul trecut. Am decis să intru în această competiție deoarece nu mi s-a părut normal să nu existe contracandidat în Partidul Național Liberal. Dacă era Partidul Comun, înțelegeam, nu făceam niciun fel de stat, dar fiind vorba de Partidul Național Liberal, am decis să trebuie să rup eu, dacă nimeni nu are curaj, deși erau mai mulți oameni care meritau să candideze mult mai pregătiți, mai buni decât mine, dar lipsa curajului a făcut să stea departe de această campanie internă. Nicu State este membru PNL după alegerile locale din iunie anul trecut. El a candidat fără succes la primăria Târgu Jiu din partea partidului Mișcarea Liberală. Susține că a început deja campania electorală în teritoriu. Va fi totuși o luptă grea cu Dan Vâlceanu, care știe bine și organizațiile și oamenii. Va fi o luptă foarte grea, dar niciodată nu au crescut pătările ușoare, ca atunci la o pătările ușoară nu se vede meritul. Ați fi început deja campania, sunteți în tratative cu liderii din filialele din județ, primarii? Da, am început deja campania, de spune viitoare o să fiu mult mai activ, fiindcă acum plec din localitate. O să am și alte discuții vis-a-vis de această candidatură și săptămâna viitoare, când revin în localitate, o să fiu foarte activ. Alegerile pentru șefia organizației județene a PNL vor avea loc pe 8 aprilie. Dan Vâlceanu a discutat cu Nicu State chiar înainte ca acesta să anunțe public intenția de a candida. Nu știu dacă s-a depus o candidatură a domnului State în mod formal scris la sediu și vezi, am primit-o ca pe una normală. Este membru PNL și toți membrii PNL au dreptul să candideze. De când este membru PNL domnul Nicu State? După alegerile locale și-a făcut adeziune la PNL, după o discuție pe care împreună am avut. În PNL Gorj sunt tot mai multe persoane nemulțumite. Cu toate acestea, Vâlceanu nu își simte postul amenințat. M-a sunat să mă anunțe înainte, să anunțe public candidatura, că dorește să candideze. M-am bucurat că există
contracandidați, pentru că cred că în spiritul celor spuse în ultima perioadă de unii colegi că există o dictatură în partid, că acum toate lucrurile alea sunt spulberate, practic, și oamenii și-au dat seama să nu e nicio teamă și oricine poate candida. Există mai mult, încercarea de a deturna unele lucruri decât adevărul. Îl vă e teamă acum de competiție? Dar nu e vorba de teamă. Să știți că nimeni nu este la pensie dintr-o funcție politică, mai ales dintr-una de la partid. Sincer, nu mi-e teamă. Cred că dincolo de, și nu vreau să fiu în niciun fel să desconsider candidatura domnului State, dar sincer știu pe ce mă bazez și știu activitatea de la partid. În ceea ce privește funcția de președinte al PNL Târgu Jiu, Marcel Romanescu este unicul candidat. Nimeni nu s-a înscris până acum împotriva acestuia. S-a construit după ureche, alimentarea cu apă pune probleme, canalizarea funcționează doar pe hârtie, iar drumurile arată ca după război. Este pe scurt descrierea zonei montane Rânca. Din acest an, fața stațiunii se va schimba, de asigurări președintele Consiliului Județean. Cosmin Popescu susține că toate drumurile din Rânca vor fi asfaltate în acest an, iar de sistemul de alimentare cu apă și canalizare se va ocupa Apa Regio. Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, admite că s-a construit haotic în zonă, însă acum lucrurile trebuie puse la punct. Popescu a explicat la Gorj TV că mai multe proiecte sunt deja în linie dreaptă pentru ca stațiunea montană să primească turiștii în sezonul viitor cu altă față. Zona Rânca a plecat la drum fără un plan coerent și fără un program coerent în ceea ce privește dezvoltarea. Sistematizare fără un plan urbanistic și multe alte probleme. A fost constituită ca o zonă de iarnă, ca o zonă de agrement iarna, care acum au căpătat alte dimensiuni, având în vedere construcția transalpine. Bun, ce e de făcut? Avem o zonă așa cum este construită, în care structura de cazare va trebui să se redefinească în sensul asigurării unor condiții mult mai bune, dar asta este în latitudinea fiecărui deținător de structuri de cazare. Lucrările de asfaltare a străzilor vor începe în acest an. Contractul de finanțare urmează să fie semnat în perioada următoare. Consiliul Județean va trebui să dea și să ajute cele două entități, UAT-uri, Baia de Fier și Novaci, în ceea ce privește construcția părții de infrastructură rutieră. Vreau să vă spun că Baia de Fier la această dată are accesat și are semnat de contract de finanțare pe tot ce înseamnă drumuri interioare. Mai avem o problemă de extindere rețea de apă și canal și o să prindem în acest program PNDL care este demarat în această vară. Am înțeles că au rezolvat și cu tot ce însemna juridic anumite probleme de suprapunere de cadastru. Deci există finanțare, va trebui licitată, acum chiar au licitat-o și va trebui trecută la faza de reabilitare sistem rutier, toate drumurile interne. Acest lucru trebuie să facem cu zona Novaciului. Am discutat și cu domnul deputat Weber, am discutat și cu domnul senator Cârciumaru, domnul primar Leuștean a depus acest proiect, bine, a depus un proiect comun de reabilitare a drumurilor interioare din Novaci și de zona Rânca. Și problema apei și-ar putea găsi rezolvare. Primăriile Novaci și Baia de Fier au decis să predea rețeaua de apă și canal către Apa Regio. În prezent sunt pensiuni ai căror proprietari încă nu au încheiat un contract cu furnizorul de apă, astfel că nici nu o plătesc. Este mult mai bine pentru că să fie un unic operator, pentru că acesta are capacitatea administrativă, tehnică, să vadă la momentul acesta dacă structura de alimentare cu apă este sau nu subdimensionată Rânca. Va trebui la fel, primăriile să constituie o anumită garanție pentru remedierea unor defecțiuni pe care le va face Apa Regio și eu cred și sunt convins că în finalul acestui an nu o să mai fie probleme în ceea ce privește alimentarea cu apă și canalul. La fel, operatorul regional va trebui să semneze aceste contracte cu toți deținătorii de vile, cabane și unități, bineînțeles. Și domeniul schiabil, care să facă legătura între Novaci și Vidra, este pe ordinea de zi a reprezentanților autorităților locale și județene. Această pârtie de schi ar atrage și mai mulți turiști în zona montană Rânca. Deja câțiva oameni de afaceri au cerut informații și au vizitat zona pentru a vedea dacă pot investi acolo.
Și ei vor avea parte de sărbători mai frumoase. Târgujienii care au rămas fără un acoperiș deasupra capului și au găsit un refugiu la Casa Iris vor beneficia cu ocazia sărbătorilor pascale de o masă cu un meniu tradițional. Aceștia vor fi serviți cu sarmale, ciorbă de porc și ficăței cu mămăliguță. De asemenea, de pe masa de Paști nu vor lipsi nici ouăle roșii. Bugetul alocat este de 400 de lei. În prezent, la Casa Iris sunt găzduite 22 de persoane. De 8 ani, persoanele fără adăpost din Gorj se refugiază la Casa Iris, instituția de ajutor social ce aparține primăriei Târgu Jiu. Tot mai mulți copii și bătrâni care au rămas fără un acoperiș deasupra capului au cerut în ultima perioadă o mână de ajutor la centrul social. Doar 22 de locuri sunt ocupate în prezent la Casa Iris, capacitatea fiind de 32. Aici oamenii au parte pe lângă condițiile de trei, de asistență medicală primară, supraveghere și chiar consiliere. Și pentru ei autoritățile locale pregătesc surprize de sărbători. În prezent la Casa Iris sunt cazate 22 de persoane, din care 3 sunt copii, 5 femei și 14 bărbați. Cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale, persoanele cazate în acea perioadă la Casa Iris vor avea parte de o masă cu un meniu tradițional de Paște, așa cum se obișnuiește de altfel ca în fiecare an. Bugetul alocat este de 400 de lei cu TVA pentru un număr maxim de 32 de persoane. De Paști, aceștia vor beneficia de o masă cu un meniu tradițional din care nu vor lipsi sarmalele, ciorba sau ouăle roșii. Din meniul special pot să vă spun că nu vor lipsi sarmalusele, ciorbița de porc, ouăle roșii, de asemenea se va oferi mămăliguță cu ficăței și prăjituri. În situația în care numărul asistaților care se vor îndrepta în perioada următoare spre Casa Iris va crește, reprezentanții instituției sunt pregătiți să facă față situației. Și cei care servesc masa la cantina de ajutor social din Târgu Jiu vor avea parte de un meniu bogat specific sărbătorilor pascale. Fabrica de confecții din Târgu Jiu merge ca pe roate de când a fost preluată de un investitor italian. Firma a închiriat anul trecut o hală de la vechea societate intrată în faliment și a preluat și o parte dintre foștii salariați ai unității. Peste 90 de persoane lucrează în prezent la noua fabrică de confecții. Acestea au fost preluate din cele 160 disponibilizate în toamna anului trecut. Hainele produse de firma de la Târgu Jiu vor merge în Italia. Fosta fabrică de confecții din Târgu Jiu a intrat în faliment în septembrie anul trecut. Atunci 163 de angajate au fost disponibilizate. În luna decembrie, firma Tecnopium a preluat activitatea fabricii de textile și totodată și o parte din angajații concediați. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, investitorul italian este mulțumit de felul în care se desfășoară activitatea în unitate. Mai mult, acesta nu duce lipsă de comenzi. La fabrica de confecții, chiar ieri am fost cu doi colegi pentru preluarea documentelor în vederea subvenționării și încheierii convenției de subvenționare pentru un număr de persoane. Toți sunt foști șomeri cu vârsta peste 45 de ani. Vreau să vă spun că am stat de vorbă cu patronul italian. Omul are comenzi fără niciun fel de problemă, lumea lucra, erau toți acolo, lucrează într-un singur schimb, este mulțumit de tot personalul pe care îl are și e mulțumit și de colaborarea cu noi ca și agenție. În funcție de rezultatele obținute, noua fabrică de textile ar putea să-și extindă secția de lucru. În prezent, aproximativ 100 de persoane lucrează aici. Omul este încrezător, funcție de cum merge și ce profit va obține, are intenție să chiar să se extindă cu timp. Câte persoane lucrează acum? Aproape 100. 100 din care 57 noi chiar încercăm să încheiem și vom încheia convenție de subvenționare pentru 57 de persoane. Toată materia primă este adusă la Târgu Jiu din Italia. Aici se realizează produsul finit, după care toate hainele confecționate sunt trimise acolo pentru a fi vândute.
Gorjenii care vor să muncească peste hotare au la dispoziție o gamă variată de locuri pentru care pot opta. Cele mai multe posturi sunt disponibile în Malta. Persoanele care dețin permis de conducere categoria D se pot angaja ca șoferi pe autobuz. De asemenea, un angajator din Marea Britanie are nevoie de îngrijitori de persoane și infirmieri. Și spaniolii și polonezii caută persoane pentru munca în agricultură. Salariile oferite pornesc de la 900 de euro pe lună. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj prin serviciul EURES pune la dispoziția gorjenilor care vor să lucreze în străinătate peste 900 de locuri de muncă în diverse domenii, atât pentru cei cu studii medii, cât și pentru cei cu studii superioare. Prin rețeaua EURES avem disponibile 962 de locuri de muncă. Cele mai multe locuri de muncă sunt în Malta, șoferi de autobuz, pentru persoane care dețin permis de conducere categoria D. Dar avem locuri de muncă multe și în Germania, pe diverse meserii, pentru cunoscători de limba germană, în Marea Britanie, care caută persoane în domeniul îngrijirii persoanelor și infirmieri, și de asemenea locuri de muncă în Slovenia, Polonia, Spania, o să fie o preselecție pentru persoane care doresc să lucreze sezonier la ambalarea fructelor și verdețurilor. Salariile oferite de angajatori pornesc de la 900 de euro net pe lună și pot ajunge chiar și la 30.000 de lire pe an în cazul persoanelor cu studii superioare. Salariile diferă în funcție de oferte. De exemplu, pentru inginerul chimist în Austria, salariul este negociabil cu angajatorul și se plătește în funcție de contractele colective de muncă din țara respectivă. Spania, la ambalat de fructe și verdețuri, oferă un salariu net între 900 și 1200 de euro pe lună. Cazarea este oferită de angajator, 5 euro pe zi costă apa și curentul electric, deci utilitățile. Ce avem momentan în baza de date, cred că cel mai mare salariu este cel din Marea Britanie pentru asistenții medicali, care primesc un pic peste 30.000 de lire brut pe an. Gorjenii care vor să opteze pentru unul dintre aceste posturi trebuie să se adreseze consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj. O seară explozivă de asta vor avea parte elevii din Târgu Jiu. Aceștia vor participa în această seară la balul liceelor organizat de Universitatea Constantin Brâncuș din municipiu. În cadrul evenimentului se vor duela câștigătorii concursurilor de Miss și Mister de la toate liceele din Târgu Jiu. 9 cupluri s-au înscris deja pentru a participa la competiție. Acestea vor fi supuse unor probe de foc pentru a putea fi desemnați câștigătorii. Trupa The Dreamers va încinge atmosfera pe scena amenajată în interiorul localului. Evenimentul va avea loc pe insuliță cu începere de la ora 20. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu organizează în această seară balul liceelor. La evenimentul aflat la cea de-a doua ediție sunt așteptați să participe toți câștigătorii concursurilor de Miss și Mister din toate liceele din municipiu. Acțiunea are drept scop integrarea elevilor în atmosfera studențească. În același timp va fi o activitate creativă prin care atât participanții cât și toți cei prezenți vor acumula experiențe noi. Anul acesta organizăm pentru a doua oară ediția Balul Liceelor, tocmai pentru a-i obișnui pe elevii din Gorj cu spiritul vieții universitare în Târgu Jiu și pentru a le și facilita accesul cunoașterii vieții universitare din Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. 9 perechi formate din elevi de la cele mai bune licee din oraș vor participa la competiția din această seară. Aceștia vor fi supuși unor probe de foc. Avem înscriși la competiția de astăzi 9 perechi, cu elevi care provin din cele mai reprezentative licee din Târgu Jiu, din Gorj, de unde de altfel ne și selectăm un număr foarte mare de studenți și am în vedere aici Colegiul Virgil Magiaru, am în vedere Colegiul Tudor Vladimirescu, Spiru Haret, Ecaterina Teodoroiu, am în vedere Liceul cu program sportiv Gheorghe Magheru, George Coșbuc, Constantin Brăiloiu, Liceul de Arte Constantin Brăiloiu și cred că n-am uitat, sunt 10 licee de unde avem participanți anul acesta. Sunt probe ca și anul trecut, probe de prezentare, de cultură generală, probe de eleganță sau probe de aptitudini și cred că toți vor fi câștigători și cred că câștigătorii vom fi noi, cei de la universitate, pentru că reușim să-i atragem pe tineri, pe elevi în special, să-i implicăm în activitățile noastre ale universității. La evenimentul ce va avea loc la un restaurant de pe insulița Jiului sunt așteptați să participe peste 1000 de elevi. Spectacolul va începe la ora 20. Surpriza serii va fi trupa The Dreamers care va încinge atmosfera.
APA Regio va monitoriza de la distanță consumul de apă din locuințele târgujienilor. Acest lucru va fi posibil după ce vor fi montate noi apometre cu unde radio. Contoarele permit citirea exactă a consumului de apă, chiar și de la o distanță de 200 de metri de locul unde este amplasat. În primă fază, contoarele vor fi montate doar la câteva scări pentru experiment. Această măsură are rolul de a limita datoriile și nedeclararea corectă a consumului de apă. Luna viitoare, după Paște, APA Regio Gorj va monta contoare de citire la distanță pe apometrele din apartamentele târgujienilor. Asta după ce mai multe persoane au refuzat să achite contravaloarea lucrărilor de scoatere a apometrelor pe casa scării. Sistemul este de ultimă oră, este aplicat în momentul de față la București, la Constanța, la Iași și la Târgu Mureș. Masiv, funcționează bine și constă în montarea unor contoare similare cu cele pe care sunt în momentul de față, un mix între contoarele individuale, parte mecanică și transmisie electronică la distanță. Ele au un sistem de înmagazinare a datelor pe care le citesc într-o anumită perioadă de timp, din 30 în 30 de secunde, astfel încât, spre exemplu, dacă avem 3 zile la dispoziție de citit, în cele 3 zile pe care le avem, putem citi contorul de branșament în oricare din aceste 3 zile, după care se sincronizează ora la care s-a citit contorul de branșament cu toate contoarele de pe scara respectivă. Reprezentanții APA Regio spun că prin montarea acestor contoare cu unde radio, numărul proprietarilor care nu declară în mod corect consumul de apă va fi mai mic. De asemenea, și datoriile vor fi mai puține. Am reușit să găsim o soluție prin care putem să sincronizăm citirea contorului de branșament cu cele de pe casa scărilor, în așa fel încât să nu mai există diferențe de timp și de cantități atunci când se emite factura. Problema a apărut pentru că noi avem mai puțini cititori și se înmulțesc cererile de contorizare individuală pe bună dreptate, fiecare vrea să-și plătească ce a consumat fără să se descarce și costurile și cheltuielile și eventual sustragerile pe care le fac ceilalți colocatari din asociație. Pentru început, contoarele vor fi montate doar la câteva apartamente pentru experiment și vor fi amplasate pe cele deja existente. Deși nu au câștigat niciun meci până acum, pandurii țintesc sus. Speră în continuare să spargă gheața și să reușească o victorie. Din următoarele 3 meciuri care vor fi la foc automat, jucătorii pregătiți de Flaviu Stoican își doresc să obțină maximum de puncte. În următoarele 3 etape, pandurii se vor confrunta cu Concordia Chiajna, FC Botoșan și ASEA Târgu Mureș. Foarte important este meciul cu Concordia Chiajna, este următoarea confruntare, iar pandurii trebuie să evite retrogradarea. Duelul cu Chiajna este programat mâine seară în deplasare. Contează foarte mult din punctul meu de vedere dacă noi reușim un meci important și un meci bun cu cei de la Chiajna, pentru că dacă noi o să reușim o victorie în meciul de la Chiajna, atunci cu siguranță ne dorim mult mai mult. Mi-aș dori să le câștigăm pe toate 3. Asta mi-aș dori. Acum să vedem dacă și putem. La următoarele 3 meciuri, pandurii vor fi numai pe drumuri. Urmează deplasări la Severin, Botoșan sau Târgu Mureș. Jucăm ca și până acum numai în deplasare. Că am jucat la Voluntari pe un teren, nu este al nostru. Am jucat la Severin, nu este terenul nostru. Deci nu ne simțim acasă. Până la urmă este totuși un joc de fotbal pe un teren. Nu nici echipele care joacă contra noastră nu au o galerie sau să pună atât de mare presiune. În acest moment, jucătorii lui Flaviu Stoican sunt pe locul 7 în clasamentul play-out-ului cu 12 puncte în cont. În câteva zile va fi rezolvată problema brazilienilor da Silva. Antrenorul Flaviu Stoican îi va avea la dispoziție la meciul cu ACS Poli Timișoara, programat pe 7 aprilie. Cei doi nu au putut intra pe teren până acum din cauza unor probleme cu documentele. Erico și Elton da Silva vor putea intra în vederile antrenorului Flaviu Stoican abia la meciul cu ACS Poli Timișoara. Până acum, tehnicianul Flaviu Stoican nu s-a putut baza pe serviciile lor din cauza problemelor cu vizele. Am promis încă 99,99% le-am la meciul de acasă cu Timișoara, cu cei de la Timișoara. Eu am discuții cu ei aproape zilnice, pentru că la un moment dat, chiar cât de bine te antrenezi sau cât de mult te antrenezi, faptul că nu joci deja
mintea nu-ți mai stă la fotbal și e dezamăgirea mare, dar spre surprinderea mea, acești băieți sunt chiar deosebiți. Rămâne să vedem dacă putem să-i avem măcar la meciul cu cei de la Timișoara. Erico și Elton da Silva sunt doi dintre veteranii echipei de fotbal de la Târgu Jiu, ambii jucători importanți pentru Stoican, ținând cont că în actualul lot fac parte foarte mulți jucători fără experiență. Jurnalul Gorj TV se oprește aici. Rămâneți cu noi de la ora 21. Alin Ion vă așteaptă la emisiunea În numele adevărului. Eu sunt Diana Spăretoiu. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine de la ora 18. Să aveți o seară liniștită!